Bună ziua, dragii mei gemeni! Sau cei care aveți ascendentul luna soarele în gemeni. Aceasta este citirea noastră pentru toamnă 2022. Citire care este gata. Abia aștept să vă dau veștile minunate pe care eu le văd în aceste cărți. Dar înainte să facem așa o mică introducere. Vreau să încep în primul rând cu mii de mulțumiri, da, pentru cei care apreciază canalul meu. Am început să creștem, îmi dă încredere că ceea ce fac este bine. Vă mulțumesc din suflet pentru comentarii, pentru aprecieri, pentru abonări, pentru distribuiri, dragii mei. Sunteți absolut minunați. Doar împreună putem să ajungem acolo unde ne dorim. Nimeni în lumea aceasta nu poate să facă nimic de unul singur, ca să zic așa. Am ales să fac această citire pentru că vreau să dau o privire de ansamblu la cum va fi toamna 2022, adică să leg lună de lună, pentru ca voi, dragii mei, să puteți să vă luați mesajele corespunzătoare și să înțelegeți mai bine ce șanse aveți sau ce oportunități aveți sau ce aveți de schimbat la voi pentru a vă fi mai bine în această lună 2022, toamna 2022. Ca prin mesaj așa, ceea ce văd eu sau ce mi se transmite din cărți, așa ca prin mesaj, toamna 2022 pentru voi, dragi gemeni, este una foarte bună, o toamnă educativă, o toamnă plină de pasiune, de călătorii, de distracții, o toamnă în care vă schimbați, dragii mei, vă schimbați în primul rând pe voi și o să atrageți cu siguranță ceea ce vă doriți din suflet sau pentru ceea ce veți lupta cu siguranță, veți câștiga în această toamnă 2022, pentru că voi vă schimbați, cum am zis, lucrurile se mișcă în favoarea voastră și o să-mi spuneți probabil la sfârșitul acestei toamne, da, doamna, ați avut dreptate, mi s-a întâmplat aia, mi s-a întâmplat aia și aia. Mă abia aștept. Să vedem ce am extras pentru voi, dragii mei. Eu fac această etalare cu cărțile puse pe masă, ca să zic așa, pentru că eu le descânt înainte. Durează mai mult dacă aș face tot ritualul și chiar nu vreau să plictisesc pe nimeni, dragii mei. Dacă aveți alte sugestii, aștept cu mare drag să-mi lăsați mesaje ce ați vrea să fac sau să îmbunătățesc la citirile mele. Să începem, dragii mei, în luna septembrie, da? Am extras ca energie generală sau la ce vă gândiți voi sau cum începeți luna sau să zic așa, dragii mei, ce influențați și ce alte domenii, da? Doi de monede, da? O carte, din punctul meu de vedere, pozitivă. Voi, dragii mei, jonglați și tot jonglați cu diverse oportunități sau diverse persoane. Vom vedea ce și cum. Patru de burtă, cartea sărbătorilei și nouă de cupe. Deci o primă imagine de ansamblu este o septembrie absolut fabulos. Intrăm în noiembrie, în octombrie, doi de spade ca energie generală sau ce veți simți voi sau ce va influența oarecum luna pe aceste două domenii, ca să zic așa. Pe partea asta financiar, profesională, cumpătarea, wow, o carte foarte, foarte bună. Iar o completare frumoasă, asul de monede. Începe îndoiala, dar nu aveți de ce să fiți îndoiți. Veți vedea și de ce. Și noiembrie. Patru de monede, energie generală. Șase de spade pentru partea profesională, financiară. Iar partea asta sunt relații, dragoste, sănătate, stare de bine, cavalerul de cupe. Aveți, dragii mei, de unde alege și cu siguranță veți alege ce culegeți. Să trecem la interpretarea propriu-zisă. Începem cu septembrie, da? Doi de monede. Este o carte frumoasă, dragii mei, și spune ceva de genul acesta, că în luna aceasta pentru voi apar diverse oportunități, da? Voi trebuie să învățați să jonglați cu ceea ce aveți, să găsiți un echilibru și să să experimentați mai multe variante, indiferent dacă este vorba de partea sentimentală sau profesională, până alegeți ce este bun pentru voi. Deci trebuie să găsiți mai multe surse profesionale sau devenit, aveți cu siguranță de unde alege și doar încercând, așa spune cartea aceasta, indiferent că este partea profesională sau sentimentală, veți găsi ce e potrivit pentru voi. Din punct de vedere profesional-financiar, aveți multe oportunități
de a face bani, vă gândiți deja la diverse surse de investiții noi, începeți una cu gândul ăsta, vreți să puneți în aplicare ceea ce vă este în cap, ca să zic așa, și este bine, dragii mei, că aveți cu siguranță de unde jongla. Pentru cei care sunteți la un loc de muncă, poate nu mai sunteți mulțumiți de ceea ce câștigați acolo și vă gândiți la alte variante, auziți anumite propuneri sau vreți să mergeți, nu știu, într-o altă companie sau alt loc de muncă, încă nu se hotărâți, jonglați cu această idee, dragii mei. Deci, pentru cei nemulțumiți, pentru cei care sunt mulțumiți, cu siguranță vor rămâne acolo unde sunt. Banii aveți, vin ușor, vin cât să vă trebuiască în aceasta, dragii mei, dar mare grijă cum îi cheltuiți, da? Pentru că o să vedeți că o să vă fac oarecum luna septembrie gaură în buget. Pe partea asta sentimentală, să începem cu cei singuri, că oarecum lor se adresează mai mult doi de monede, dragii mei. Vă v-ați vindecat oarecum de rupturile trecutului, unii din voi, și aveți de unde alege un partener stabil dacă asta vă doriți. Sfatul cărții pentru la septembrie este să nu începeți nicio relație și să experimentați, să cunoașteți mai multe persoane, doar așa vă dați seama ce vreți și ce nu vreți la persoana de lângă voi. Deci veți jongla, veți cunoaște, veți ieși, veți avea diverse întâlniri cu mai multe persoane, deci nu se leagă nimic cu siguranță în luna septembrie și bine faceți. Pentru cei într-o relație de lungă durată, dragii mei, fie vă jucați, ca să zic așa, cu sentimentele partenerului și vă tot certați și vă tot contrați unul pe altul și nu ajungeți la un consens de nicio culoare cu partenerul dumneavoastră, dragii mei, fie vă hotărâți așa oarecum să vă găsiți o aventurică, ca să zic așa, o aventură scurtă, pentru că vouă, dragii mei gemeni, vă place să trăiți viața la maxim, da, să fie multă pasiune, să fie multă implicare, să fie multă sexualitate. Pentru cei care nu au aceste lucruri în cuplu, datorită diverselor probleme cu care se confruntă familia respectivă, nu că n-ar mai fi sentimente, voi, dragii mei, sunteți alunecoși în această lună. Veți avea de unde să alegeți astfel de persoane, dar mare grijă că tot ce este ascuns la un moment dat se poate afla. Nu cred că veți începe o nimic în, ca fizic, ca să zic așa, în această lună, doar veți vorbi, veți cunoaște, vă veți gândi la anumite persoane și probabil o să și călcați în această lună, în toamnă, strâmb, mai ales în noiembrie. Noiembrie văd mai multe aventuri decât în septembrie. Acum doar jubilați așa cu ideea și cu gândul și mai ales că aveți cu cine. Cam asta spune doi de monede. Dragii mei, cum am zis, aveți de unde alege. Trebuie să fiți atenți totuși la deciziile pe care le veți lua în luna aceasta septembrie, în toate punctele de vedere, pentru că le influențează pe celelalte luni și poate chiar până la sfârșitul anului ceea ce se va întâmpla va ține fix de aceste decizii pe care voi le luați în luna aceasta. Fiind de monede, cred că multe din ele se gândesc doar la partea financiară mai mult decât la cea sentimentală, da, deci să trecem la partea profesional-financiară. Aici este o carte care de obicei nu are legătură oarecum cu profesia. Mie îmi transmite că în luna aceasta, septembrie, voi veți cheltui foarte mult, dragii mei, mai mult decât vă ține buzunarul, pentru că aveți foarte multe obligații financiare, să le zic așa, anunți, botezuri, cumetrii, excursii mulți dintre voi, petreceri în familie și trebuie să scoateți bani din buzunar. Nu vă face plăcere pentru că voi sunteți un pic zgârciți, pentru că voi aveți cu totul altceva în cap, dar cu siguranță vă va aduce bucurie, fericire, veți petrece alături de cei dragi, vor fi multe întâlniri surprize, prieteni pe care nu i-ați văzut de mult, membri de familie, toate aceste petreceri costă, cum am spus. E bine că e posibil ca aceste petreceri sau aceste întâlniri pentru unii dintre voi să cunoașteți persoane benefice care pe viitor vă vor ajuta cu diverse, să zicem așa, propuneri sau colaborări pentru unii dintre voi ca, din punct de vedere profesional. Deci deschideți ochii cu cine socializați, cu cine vorbiți, că pot să apară astfel de posibili viitor parteneri de afaceri, colaboratori sau oameni care vă vor da, fără să vă dați voi seama sau fără să-și dea ei seama, idei de afaceri profitoare. Deci mergeți cu drag, petreceți, simțiți-vă bine,
dragii mei, pentru că aveți nevoie și de relaxare, având în vedere ce urmează să se întâmple următoarele luni. Deci, cam asta văd din punctul ăsta de vedere, este cartea petrecerii și a voiei bune, da? Așa, pe partea sentimentală, familie, relații și tot ce ține de partea asta sufletească, 9 de cupe. Mie îmi place foarte mult această carte, vedeți cum acest bărbat este foarte mândru de ceea ce are și stă așa înconjurat de cupe. Dragii mei, în luna aceasta, septembrie, dumneavoastră aveți tot ce vă doriți. Aveți și bani, aveți și prietenii, aproape și familia, aveți și dragoste pentru cei care vă doriți acest lucru. 9 de cupe spune așa că este cartea care aduce împlinire pe toate planurile, da? Mai ales pe cele pe care le doriți din punct de vedere sufletesc, pentru că ai și pe partea aceasta sentimentală. Jonglați pentru cei tineri, că începem cu ei, mai ales foarte tineri sau cei care ați trecut prin diverse relații grele în trecut și acum nu vreți să vă mai legați la cap. Vă jonglați între parteneri, cunoașteți, ieșiți în oraș, exact cum am spus, este foarte bine. Acesta este ceea ce căutați voi în septembrie, nu căutați marea iubire în septembrie. Pentru cei care, să zicem, sunt o parte din voi care vreți totuși să găsiți un partener potrivit vouă, tot ce începe în această lună septembrie are șanse de viitor, da? Deci dacă vă comentați, reușiți cu siguranță să construiți o relație solidă, chiar dacă voi încă nu vreți sigur cu siguranță acest lucru. Eu nu văd, v-am zis, în septembrie nici prea multe începuturi, văd decât aventură, filtr, cunoștințe noi, ieșiri în oraș și creșterea cercului de prieteni pentru majoritatea dintre voi care sunteți singuri sau relativ foarte tineri. Nu văd nimic care să se lege în această lună septembrie. Poate mă înșel eu. Nu toți suntem la fel. Pentru cei care sunt în cuplu, au parte de iubirea partenerului. În sfârșit, la ei se instalează oarecum un fel de calm, un fel de își readuc aminte de ce sunt împreună, crește sexualitatea și implicarea partenerilor unul față de celălalt, petrec împreună cum ați văzut, mulți fac și excursii cu partenerul și cu membrii familiei cei care au copii și se regăsesc unul pe altul, fac planul de viitor, iar o mare, mare reușită pe care ei o vor avea împreună, să zic așa, le va... se gândesc sau pun în practică nu neapărat în luna aceasta septembrie. El una oarecum a gândirii, le va consolida relația și le va da încredere că partenerul de lângă ei este ceea ce îți doresc. Pentru cei care se gândesc să jongleze între mai mulți parteneri, au toate șansele să facă acest lucru, vor cunoaște oameni interesanți, oameni pe care și-au dorit și dacă își dorești din suflet o aventură, vor avea parte, dar mare grijă pentru că pe viitor nu este nimic de durată, dragii mei. Deci nu încercați, stați cu minții, bucurați de ce aveți. Familia este, vă este aproape și vă este recunoscătoare pentru ceea ce faceți pentru ei, ceea ce vă bucură, pentru că vă implicați, pentru că oferiți din ceea ce aveți. Nu neapărat numai familia, partener, copil, chiar și familia extinsă se bucură în luna aceasta septembrie de ajutorul dumneavoastră necondiționat. Prieteni aveți, cercul, deci este o lună efectiv minunată, o lună plină de distracții, de împliniri, deci aveți tot ce vă trebuie în această lună septembrie. Terminăm cu septembrie și ajungem în octombrie. Mă, nu știu ce se întâmplă cu această lună, că la 3 zodii mi-a ieșit aceeași carte, 2 de spade, da? Deci este un blocaj, dragii mei, un blocaj pe care voi vi-l creați singur datorită unor îndoieli, unor nesiguranțe care țin de trecutul dumneavoastră, datorită loviturilor pe care le-ați primit în trecut. Cu această energie intrați în luna octombrie, la aceste lucruri vă gândiți. Aceasta este ceea ce vă blochează oarecum evoluția, dragii mei. Trebuie să dați valul de pe ochi la poartă să vedeți nu doar partea goală a paharului pe care o vedeți majoritatea dintre voi, pentru că încă sunteți răniți de trecut, ci și partea plină, oamenii minunați pe care îi aveți lângă voi, posibile oportunități de a face bani, de a face, dacă nu dați valul jos și nu deschideți ochii, puși cu siguranță veți pierde multe astfel de oportunități, chiar dacă sunt profesionale sau sentimentale. Aveți această atitudine, exact cum am spus, datorită loviturilor primite, a suferințelor cauzate de oamenii apropiați vouă, și parcă sunteți așa un pic sceptici că ceea ce vă doriți, indiferent pe ce plan întrebați, nu se va întâmpla. Nu știți dacă aș decide bine sau nu, nu știți dacă decizia pe care l-ați luat oarecum în septembrie, dragii mei, au fost cele mai potrivite din toate punctele de vedere.
aveți îndoieli că reușiți și să echilibrați balanța din punct de vedere financiar pentru că ați cheltuit enorm de mult. Știți asta, acum nu se mai poate face nimic și trebuie să vă gândiți ce puteți face pe viitor. Pentru cei singuri, eu am zis, ei poate își doresc sau poate au crezut că s-au vindecat în septembrie, au avut un vibe mai bun, apar acum îndoiele, îi pun pe toți în aceeași oală, consideră că nimeni nu merită implicarea lor, nu se implică, vor decât să aventuri, poate să-și bată joc, unii din voi gândiți așa, nu interesează, pentru că și voi ați fost răniți la rândul vostru și oarecum considerați că este normal acest lucru, nu faceți acest lucru pentru că se întoarce. Și cu siguranță nu vedeți nimic bun lângă voi, deși v-am zis, sunt șanse de parteneri de lungă durată la tot colțul pentru voi, trebuie doar să vedeți. Dar cu siguranță nu veți face acest lucru. Cei care ați hotărât să luptați pentru partenerul dumneavoastră, unde au fost mici probleme, iarăși începeți cu aceleași certuri inutile, cu aceleași îndoieli, sunteți suspicioși pe ei. Credeți că, poate unii voi credeți că sunteți înșelați, deși nu sunteți, credeți că partenerul nu vă iubește, poate are un moment mai prost sau are alte lucruri, gânduri pe cap. Cu ajutorul dintre noi trecem prin diverse, vă îndoiți și de sentimentele acestea, nu știu dacă este bine să mai rămâneți, unii dintre voi vă gândiți la aventuri, încă este destul de prezent această idee, da? Și vedeți că în noiembrie cu siguranță mulți veți face pasul acesta pentru că partenerul de lângă voi nu corespunde cu ceea ce voi vă doriți. Da? Deși iubirea este sinceră, vreți oarecum și mai multă implicare, să fiți voi mai răsfățați, să fiți iubiți sau să vă aveți mai multă parte de mai multă sexualitate și tandețe, ceea ce lipsește cu siguranță în luna octombrie. Pentru ce partea profesională, energia generală, ca să zic așa, spune ceva genul că sunteți suspicioși pe toți, credeți că toată lumea vrea să vă ia locul, toată lumea vrea să vă fure ce aveți, o poziție, un contract, un partener, un mai știu eu ce. Nu este, dragii mei, adevărat, este doar un blocaj pe care voi vi l-ați creat, deschideți ochii, pentru că chiar se poate întâmpla ceea ce vă este frică dacă nu reacționați la timp, da? Sfatul meu este în octombrie să nu luați decizii pripite, indiferent de domeniul în care dumneavoastră sunteți implicați, să zic așa, orbiți, gândiți-vă la ce vreți pentru voi, cântăriți bine orice decizie și apoi abia când vă liniștiți și, să zic așa, știți ce vreți și mai trece un pic starea asta proastă pe care o aveți, hotărâți pe ce drum să mergeți mai departe. Să trecem și vorbim un pic și de partea asta profesional-financiară, da? Ați văzut în septembrie că nu se întâmplă mari lucruri, deși voi intrați cu gânduri, aveți voi ceva în cap ca să aveți mai multe variante de a face bani, nu ați făcut nimic în septembrie și acum ați cheltuit și ați risipit, cum am spus, vine cumpătarea. Cumpătarea este o lecție pe care voi o învățați pe pielea dumneavoastră în această lună și știți unde ați greșit, știți de ce ați venit acest val, știți de ce vi se întâmplă lucrurile care vă țin pe loc din punct de vedere profesional, financiar, stagnați datorită dumneavoastră, dragii mei, că nu ați avut un echilibru între cheltuieli și venituri, ca să zic așa, pentru cei care ați pierdut bani și acum vreți să echilibrați oarecum balanța și căutați surse noi de venituri. Fie pentru cei din punct de vedere profesional, dragii mei, v-ați încrezut prea mult în puterea dumneavoastră de convingere, ați fost aroganți și nu ați apreciat ceea ce vi s-a oferit. Cumpătarea spune așa că în această lună învățați lecția echilibrului și a compromisului pentru a vă atinge obiectivele profesional-financiare. Voi nu mai căutați să schimbați oamenii pentru că ați înțeles că pentru a fi acceptați, dragii mei, așa cum sunteți și la rândul vostru trebuie să acceptați partenerii, oamenii cu care lucrați așa cum sunt ei, pentru că singur nu puteți să obțineți ceea ce vă doriți. Faceți compromisuri, lăsați capul în jos, cereți ajutor unde aveți nevoie, ascultați sfaturi de data aceasta a oamenilor care vă vor binele și echilibrați oarecum balanța aceasta din punct de vedere financiar profesional. Până la sfârșitul lunii octombrie, cu siguranță veți ști, dragii mei, ce să faceți și cum să faceți ca să vă fie bine pe viitor. Bani nu vin mai mulți, aveți oarecum cât să trăiți, dar nu să vă faceți satisfaceți toate poftele. V-am spus, nu ați
cheltui corespunzător, chiar dacă cum vreți să vă echilibrați, chiar dacă vreți să economisiți, chiar dacă căutați alte surse de venit în termen scurt, nu veți găsi acești bani atât de ușor, dragii mei. Fiți cumpătați în continuare, echilibrați, faceți compromisuri necesare și probabil că până la sfârșitul anului veți aduce ceva bănuți în casa dumneavoastră. Asul de monedă, pe partea asta sentimentală, dragii mei, este o carte bună pentru că ea este mâna destinului, după cum vedeți, vine din cer, ține o monedă, ceea ce înseamnă că pentru majoritatea dintre voi care aveți anumite dorințe sufletești sau de dragoste sau de împlinire alături de cineva, vi se va îndeplini această dorință. A ieșit pe partea asta sentimentală. Deci, mare grijă ce vă doriți în octombrie, că vi se va îndeplini cu siguranță până în noiembrie, da? Deci trebuie să fiți foarte atenți. Pentru cei singuri care își doresc partener, au șanse să-l găsească pentru că este mâna de sine, este chiar în cercul lor apropiat, chiar cred că știu despre cine este vorba, trebuie doar să vrea să facă primul pas și persoana respectivă le va corespunde, nu le va veni să creadă cât de bine să înțeleg, cât de iubiți vor fi, cât de bine să înțeleg cu acea persoană, parcă o știu de viață, pentru că este sufletul lor pereche, deci cine începe o relație în luna octombrie, este o relație care va dura cu siguranță, pentru că este mâna destinului, dacă vreți să începeți. Cei care sunt într-un cuplu, unde ați văzut că au început un pic de îndoieli, îndoielile se risipesc oarecum datorită atitudinii pe care o are partenerul dumneavoastră, investiți cu el în ceva ce vă doreați de mult, ceva nou, ceva ce vă dă încredere în viitorul relației, ce vă leagă mai mult, vă gândeați de mult la acest lucru și în sfârșit în octombrie este realizabil. Cred că este vorba de o investiție mai mult pe partea financiară, pentru că este vorba de asul de monede. Poate vă achiziționați o casă unde trebuie, poate renovați, poate deschideți un business împreună cu partenerul de viață, orice ce vă poate aduce un echilibru, da? Deci se va realiza. Pentru cei care ați văzut vă mănâncă mititelul, că sunteți gemeni, da? Și gemenii asta fac, le place foarte mult să trăiască intens viața, vreți o relație extraconjugală, o să începeți primii pași sau primii demersuri cu acea persoană care vă atrage de ceva timp. Sunteți îndrăgostiți oarecum, vă luați mințile și vă gândiți serios să începeți această relație și cu siguranță începeți primii pași pe întâlniri și așa mai departe. Se va materializa în noiembrie acest trio conjugal cu siguranță. Eu nu v-aș sfătui să faceți acest lucru pentru că ceea ce vouă nu vă place, altuia nu face, cu toate că mergeți pe premisa că ceea ce nu se află nu este, dacă nu știe persoana de lângă voi, nu poate să-i facă rău și atunci credeți că puteți să păcăliți și partenerul și persoana a treia din relație care va intra. Mare grijă pentru că se pot afla, da? Se pot afla și cine aleargă după doi iepuri s-ar putea să nu prindă niciunul într-un final. Deci aveți grijă la ce decizii luați. Hai să trecem și la noiembrie. În noiembrie, 4 de monede. Energie generală. Mie îmi place mult cartea aceasta. Eu sunt taur, taurii sunt strângăcioși. Așa sunteți și voi, sau strângăreți, ca să zic așa. Așa sunteți și voi în luna aceasta, noiembrie. 4 de monede este cartea lăcomiei, a zgârceniei, a avariției, specific oarecum oamenilor bogați. Voi nu mai vreți în această lună noiembrie să mai dați nimic din ceea ce aveți. Ați reușit, ați văzut prin cupătoarea, poate să economisiți și prin, sau să strângeți anumite sume de bani sau în sfârșit anumite proiecte încep să funcționeze și vă vin primele rezultate financiare și deveniți gârciți, dragii mei. Nu mai dați până nu sunteți bani, nici măcar cu împrumutul, până nu sunteți siguri că nu primiți mai mult decât ați dat. Bine faceți, dragii mei, pentru că este bine să aveți asigurat oarecum stabilitatea financiară. Toate aceste temeri al noastră, toate aceste, să zic așa, această zgârcenie, această avariție, vine datorită problemelor pe care le-ați avut în trecut, da? Financiare mai ales, ați avut multe lipsuri și nu vreți să mai... Ați avut sentimentul că sunteți săraci sau unii dintre voi chiar ați fost săraci și nu mai vreți să mai treceți prin această stare niciodată, da? Deci vreți să vă asigurați viitorul și faceți orice pentru acest lucru.
profesional, am zis să nu mai vă riscați, ați învățat și prin cumpătarea că e bine să gândiți de două ori înainte să investiți și dacă vreți cu siguranță să vă sporiți averea sau să așa, veți investi cu cap în noiembrie, abia în noiembrie, investițiile pe care noi le veți face vă vor aduce beneficiile pe care le vreți, da? Și dacă vreți să schimbați un loc de muncă, abia în noiembrie e locul care vine. Deși aveați îndoiele aici în octombrie că e de bine, ceea ce gândiți cu siguranță în octombrie sau începând din septembrie, că aveți multe opțiuni, puneți în aplicare în noiembrie și atunci apar primele rezultate, da? Deci profesional financiar abia vin, bani ușor, bani ușor nemunciți, poate primiți cadouri, poate primiți bani de la diversi parteneri cu care intrați în relații, mai ales amoroase, dragii mei, fie că sunteți încă căsătoriți sau nu, poate alegeți un partener din punct de vedere financiar care vă va sprijini. Deci pentru asta se rezumă, deci va fi bine din punct de vedere. Echilibrul la care ați ajuns în octombrie este benefic în noiembrie, o să vedeți că veți culege mai multe roade decât vă așteptați din punct de vedere profesional financiar. Sentimental, cum ați văzut aici, dragii mei, voi cereți mult de la partenerul dumneavoastră, dar nu mai sunteți mulțumiți cu jumătăți de măsură. Considerați că dacă dumneavoastră v-ați bătut și ați reușit sau reușiți măcar să economisiți sau să croiți un viitor mai bun, aveți aceeași pretenție de la partenerul dumneavoastră de viață să ridice la același nivel cu al dumneavoastră. Nu neapărat să zic așa mulți vreți și financiar, pentru că considerați că trebuie să echilibreze balanța. Cereți mult? Sunteți considerat materialist, dragii mei? Nu vă interesează pentru că scopul dumneavoastră în noiembrie este doar averea și doar atât. Chiar nu vă interesează. Vreți să faceți decât bani și atât. Dacă partenerul nu corespunde cu ceea ce vreți voi, o să plecați, dragii mei. Nu mai stați în relație unde nu aveți ceea ce vă doriți, unde nu sunteți iubiți cum meritați, unde nu primiți cadouri, unde nu primiți atenție, unde nu primiți ceea ce voi vă doriți, pentru că voi considerați că oferiți aceste lucruri din plin. Cei singuri vă bazați pe experiență deja din trecut, ați văzut, dar sunteți pretențios. Gata cu aventurile, gata cu nebunia, gata, gata. Vreți și voi pe cineva, dar nu oricine, dragii mei. Deci, vreți o persoană mai ales potentă financiar, sunteți atrați de partenerii cu bani, vreți o persoană cu funcție, o persoană frumoasă, o persoană, vreți totul, ca să zic așa. Nu, și dacă nu o să aveți acea persoană, preferați să stați singur. Deci, nu vă băgați în alte tipuri de relații, pentru dacă nu găsiți persoana perfectă. Deșteaptă, frumoasă și cu bani, eventual să vă și iubească că la fel cum iubiți dumneavoastră. Șanse ați văzut că aveți să cunoaște astfel de persoane dacă ați deschis ochii aici în octombrie și ați început o relație cu persoana respectivă e de viitor. Dacă nu, ce începe în noiembrie cu siguranță sunt doar aventuri și doar amăgiri trecătoare. Să vedem pe partea asta profesional financiar. 6 de spade completează oarecum ce am spus prin 4 de monede. În partea asta, să zic așa, profesional financiar, dragii mei, noastră, părăsiți definitiv acele situații, acele persoane, poate chiar comportamentul dumneavoastră neechilibrat, ca să zic așa, ce vă ține blocat, ce nu vă aduce beneficiile pe care voi le vreți din punct de vedere profesional financiar. Poate părăsiți un loc de muncă și încercați altceva, dacă nu vă aduce banii respectiv, poate rupeți sau schimbați oarecum cu tot, să zic așa, total activitatea în care sunteți implicați, dați o altă turnură și atunci va veni cu siguranță rezultatele bune. Ce pot să vă spun clar că dumneavoastră, la ce renunțați în această lună noiembrie, nu vă mai întoarceți cu siguranță niciodată. Dacă vă renunțați la anumite persoane, poate chiar membrii familiei, vă țin pe unii în loc, dragii mei, poate voi nu evoluați că sunteți legați de anumite, să zic așa, mentalități învechite, da, și vă blochează, nu trebuia, nu trebuie făcut aia, nu, 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 vă rupeți, mergeți pe drumul dumneavoastră, aveți curaj, aveți încredere în voi, pentru că chiar așa porniți în noiembrie, știți că ceea ce vă aduce viitorul va fi mult mai bun decât ceea ce aveți, vă riscați prin cumpătare și aici, deși aveați întâieri și vine 4 de monede care spune că reușiți, da, începe noiembrie, și va avea cu siguranță
cum să zic, beneficii pe termen lung, ceea ce începeți în noiembrie, da? Plecați din obiceiuri proaste, nu o să mai fiți risipitori, nu o să mai fiți superficiali, nu o să mai fiți cheltuitori, nu o să mai fiți, o să știți exact ce să faceți cu banii dumneavoastră, cu resursele dumneavoastră, cu intelectul dumneavoastră, cu tot ce trebuie ca să ajungeți aici și cu siguranță 2023 va arăta altfel pentru voi din punct de vedere financiar. Trecem la partea asta sentimentală, aici avem cavalerul de cupe. Da, deci oarecum completează ce am spus până acum în linie dreaptă. Începeți bine, terminați cum vreți dumneavoastră. Cavalul de cupe este cartea aventurii, dragii mei. Deci a relațiilor nestatornice, a pasiunii trecătoare. Chiar dacă este foarte multă pasiune, foarte multă implicare, sexualitatea este trecător, nu este de lungă durată. Ceea ce se întâmplă în noiembrie, dragii mei. Dar să începem pe rând. Cavalerul de cupe este o persoană, dragii mei, pe care voi o să cunoașteți cu siguranță și o să recunoașteți foarte romantică, foarte frumoasă, foarte sociabilă, care se implică total, care iubește să iubească, să dăruiește, dar, cum am spus, este doar o persoană aventurieră, pentru că se plictisește repede pentru că îi place să trăiască viața la cote înalte, pentru că cu siguranță după ce se va consuma relația care o are cu dumneavoastră în această lună sau câteva luni cât va dura ea, va merge mai departe. Așa că, dragii mei, chiar dacă veți avea senzația că sunt o persoană care vă doriți de mult și o vreți lângă voi, nu va fi persoana cu care voi veți rămâne. Pentru cei singuri sunt în centru atenției, sfatul este să îmbrace frumos, să meargă, să iasă cât mai des în oraș, să fie prietenoși, așa cum sunt ei, carismatici, ca au toate șansele să se cunoască persoane sau persoana pe care își o doresc, da, de ceva timp, să trăiască o poveste de iubire nebunească, pasională, da? Nu este de viitor, cum a spus, dar unii dintre voi nici nu căutați asta. Căutați doar să vă simțiți bine, să trăiți acele momente unice, intense, pline de nebunie și pasiune și cu siguranță asta veți avea în noiembrie. Pentru cei care sunt în cuplu, văd oarecum o monotonie, da, instalată deja, voi vă doriți mai mult, partenerul nu răspunde așa cum vreți voi și o să cedați într-un final unei aventuri, da? Nu vreți să fie de lungă durată nici dumneavoastră, vreți doar să vă simțiți bine, vreți să trăiți la cote intense ca și cei singuri și veți trăi o aventură sau o relație foarte frumoasă care se va termina în cel mai scurt timp sau mai multe aventuri. Dar veți călca strâmb față de partenerul noastră și oarecum este și finalul ei, pentru că nu v-a înțeles, dragii mei, cu toate că toată ziua stoca la cap, toacă, vreau aia, vreau aia, vreau să mă iubești mai mult. Uite, exact aici, cum am spus, o să vedeți că o să plecați către acest partener, da? Deși vă veți păcăli unii din voi, pentru că are ce vreți dumneavoastră, dar este doar de scurtă durată, nu vă interesează, pentru că vreți să simțiți iubire și dăruire totală și mergeți către acest nou partener. Nu o să se rupă relația de cuplu unde apare a treia persoană, tocmai datorită faptului că această persoană nu va fi de viitor și veți vedea că probabil se va elimina singură din viața dumneavoastră în viitorul apropiat. Ca și sănătate sau energie sau stare de bine, sunteți pe parcursul toamnei bine, dragii mei, mai puțin în octombrie, unde sunteți un pic în depresie, că o să zic așa, datorită că nu știți ce să faceți, să aveți voala cealaltă de pe ochi, mai ales pe partea financiară, că ați risipit cam mult. Doriți să aveți un tonus bun, aveți grijă de voi, sunteți plini de viață, vă distrați în toamna aceasta, începeți să faceți sport, mult dintre voi care n-ați mai făcut și găsiți resurse de voie bună pentru voi. Deci este totul minunat din punctul ăsta de vedere. Acestea sunt principalele mesaje pe care le văd din cărțile de tarot pentru voi, dragii mei. O să extrag și extra mesaje din cărțile normale de citit pe care le-am descărcat mai devreme, să vedem ce surprize vă mai aduce luna toamnă 2022. Pe partea profesional financiară, să vedem, dragii mei, ce alte mesaje. Casa dumneavoastră, gelozie, veste de la o femeie cu ochii deschiși la culoare. Deci pentru mulți din voi, dragii mei, apărând aceste cărți pe partea profesională financiară, o să aveți, cum v-am spus, o aventură, da? O aventură care va produce multă gelozie, multă neîncredere din partea
persoane de lângă voi care încă este lângă voi. Voi o să începeți această aventură mai mult din punct de vedere financiar, da? Deci vreți să fiți mici scurs financiar pentru a mai aduce anumiți bani în casă, da? Deci nu începeți o relație neapărat de dragoste, ci mai mult pe partea asta de interes, dar va produce gelozie mai mult pentru partea masculină, deci poate să tentați de astfel de relație, mai ales cu persoane blonde, da? Persoane potente financiare, veți trage anumite beneficii financiare, dar veți avea și necazuri în familie datorită acestor trădări, da? Chiar dacă nu sunt cu sufletul. Hai să ne pe partea asta sentimentală, să zicem așa, stare de bine, ce extragem? Avem nesiguranță. O, primit și o sumă de bani și aici tot de la o femeie. Deci ați văzut cum cele două mesaje se leagă una de celelalte. Deci cu siguranță toate relațiile care vor începe în această toamnă pentru majoritatea dintre voi sunt relații bazate pe interes. Vreți să scoateți bani de la persoanele cu care intrați în relații, chiar dacă sunt scurtă durată. Sunteți un pic îndoiți că nu știți dacă este bine ceea ce faceți. Unii dintre voi nu vreți să o faceți, dar ori veți să se face datorită nevoie de a asigura un confort financiar familiei dumneavoastră. Vă aduce și această un pic în nesiguranță, că vă e teamă că partenerul dumneavoastră ar putea afla de mica dumneavoastră escapată, chiar dacă este una doar din punct de vedere material pentru mulți dintre voi, mai ales pentru bărbații gemeni. Deci, cu siguranță, predominant este mesajul pentru bărbații gemeni, care vor fi un fel de gigolo în această toamnă 2022. Cam acestea sunt mesajele mele care pot să vi le dau, dragii mei. Voi, cum am zis, luați fix mesajele care vi se potrivesc, pentru că nu toți avem aceeași viață. Mă bucur că am reușit să fac această citire. Mă chinui de câteva zile, am avut ceva probleme, dar o să încerc să le aduc pe toate la zi. Dacă vă place ce fac, vreți să creștem împreună, vreți să fim o comunitate frumoasă și să mai vedeți postări de ale mele cât mai des și cât mai multe, sau rezonați cu ceea ce spun eu, abonați-vă, like, distribuiți comentarii, orice, dragii mei, care pe mine mă bucură foarte mult de fiecare dată când văd că am o reacție la citirile pe care eu le fac. Vă iubesc, dragii mei, ne vedem la următoarele etalări, aveți grijă de voi și cu siguranță o să aveți o toamnă plină de magie și bucurie, dragii mei. Pupici!